Of, Doamne, dar mă plictisesc la canalul ăsta, mama, schimbă! Mami, schimbă, te rog frumos să schimb postul de televiziune. Mama, pe bune, acum este perioada de Halloween și noi ne uităm la iepuri, pe bune. Nu-i Paștele? Păi, exact, nu-i Paștele. Cine? Deci, vrei la Survivor? Hai. Nu. Nu știu. Nu. Nu ai. Vreau la mama. Hei, mami, dar prinde televizorul. Dar nu l-am stins. Of, bine. Of, dar n-am nicio haină de Halloween și vine petrecerea de Halloween. Nici eu nu am. Hai să mergem la cumpărături. Bună idee. Bine, haideți, fetelor. Bine, fetelor, hai că mă duc, nu știu unde mă duc, mă pun și pe banca asta. Du-te, unde vrei, tata. Ok, hai, mama, nu mai te învârți pe aici. Mama, ia-ți mașină. Da, ia mașină. Ok, hai, că ai luat și tu limuzină, mami, dar nu puteai să ieși tu altă mașină, că avea mai multe. Hai, pui pe asta. Asta am curățat cu prima. Trebuie să le curăț pe celelalte, că știi că am fost pe munte cu alea. Ok. Ce bine e aici afară. Hopa, trebuie să dau cu spatele. Nu! Mami, te rog să nu faci accident, că eu stau aici în față și... Eu cred că vom face accident. Oh, Doamne. Mami, ai grijă, te rog, mama, ai greșit drumul. Loc stare pe partea aia. Lemnarina, e dragă. Am ocolit din greșeală strada cealaltă. Aoleu, cred că ajungem mâine. Hai, mamă, bagă și tu viteză mai mare. Bine. M-am oprit puțin să vă bag vouă viteză. Okay. Haide, mami, hai odată. Hai, mă, mami, mă, te rog, așa, ok, super. Hai că am ajuns la Rockstar. Așa, mami, dacă vrei poți intra și tu, dar nu ne distrage. Nu îmi place niciuna, iac. Draz, dar stai, că trebuie să-mi iau de Halloween, Doamne, și eu. Să mă schimb și eu. Tu sunt haine frumoase pe aici. Da, mami, uite ce m-am îmbrăcat. Este frumos. Dacă tot așa, îmi iau și ceva de Halloween. Păi, mami, normal că trebuie să ții de Halloween. Adică, hei, vine Halloween-ul. Bine, o să-mi iau ceva de Halloween. Uite, asta vă place? Da, e ok. Dar noi suntem mai drăguțe, sincer. Păi ce, vreți și așa? Da, n-ar strica. Bine, perfect, haideți să mergem. Mergem la magazin, fetelor. Super, yes, o să mă urc chiar aici sus. Fetelor, nu vreți să mergeți pe jos? Bine, mergem pe mașină. Super, super, super. Hai. V-ați încercat toate? Da, da. Mami, nu dai scoat. Mami, ai grijă. Că mâine trebuie să mergem la școală și nu vrem să stricăm ceva. Da. Bine, am ajuns. Iupi. În sfârșit, dar nu lucrează acum nimeni la magazin, așa că putem să ne răsfățăm cu ce vrem noi. Bine, haideți, fetelor, luați-vă ce vreți. Înghețată vreau, mami. Înghețată? Înghețată. Mami, dă-te jos din cărucior. Păi de ce m-ai luat? Mami, cine m-a luat? Nu știu. Vreau cola și suculeț. Și apă vreau. Nu, de fapt avem apă. Avem un litru de apă acasă, la ce ne mai... m-a luat iar asta în căruț, o mami! Eu am uitat să iau ciocolată.
Eu am luat ciocolată. Ia vă am scos. Mie îmi place asta cu alune. Aia m-a luat alta. Dragă, de ce mai n-a cu căruțorul? Hai să plătim, deși nu-i nimeni, mami. Scoate cardul și bagă-l aici. Mai puțin. Iau niște lapte. Păi am luat eu lapte, mami. Și eu am luat lapte. Lasă, nu ne strică lapte, puțin lapte. Păi am luat deja două sticle. Fetelor. Da. Fetelor. Da, da. Eu zic să fugim. A venit proprietarul magazinului. Hai să fugim, mami. Măi. Da. Așa. Să te de la volan. Nu, vreau eu să conduc. Nu conduci. Nu mă dau jos din volan. De la volan. Doar încearcă să conduci mașina. Păi da, nu pot. Pentru că ești prea mică, surioară, hai mai repede, dă-te jos. Hai, mami, nu ne acasă. Vreau și-o la tati, mami. La tati? Bine, hai că ne ducem acasă. Ok. Hai, mami, să mergem. Tati, cred că e obosit de la muncă, nu? Da, posibil. Stai, ca să nu putem urca cu Dita mai mașina pe aici, trebuie să am grijă. Mami, eu deja am ajuns acasă. Cum ți ajungi, soară? Păi, cred că am luat-o pe drumul greșit. E, știi ceva, mă dau jos și merg acasă, că mă enervez, mami. Vezi să nu mă calci cu mașina. Gata, am ajuns acasă înaintea lui mami. Uhu! Și eu. Ia uite că doarme tati aici, tati. Ok, mami, mă duc să las cumpărăturile în frigider. Și eu le las în frigider. Bine, hai că le pun și eu în frigider. Bă, dar de ce se mișcă pământul cu mine? Da, bă, eu cred că... Eu mă duc să tai niște lemne. Ba nu, rog pe tati, pe taică tu. Da, tati, mă trezește-te! Trezește-te! Fetelor, știți ce trebuie să-l trezi pe tatăl vostru? Lasă-l, mami, că a muncit, a fost la serviciu. E corect. Hai că-ți face seara, mami, mă duc să mă culc, că mâine avem școală. Da, mă duc să mă culc. Mă duc să mă... Adică, fetelor, voi nu vedeți că nu este noapte? E, trebuie acid. E, dă-mi aproape seara. Hai, mami, că ne culcăm. Uite, se întunecă. Se face soare frumusețe. Uite, mami, se face întuneric afară. Da, bine, hai, puneți-mi. Hai, că eu mă spăl pe dinți. Fetelor, dar, fetelor. Da, mami, da. Păi, ce vreți să vă pun mâine la pastițel pentru școală? Eu vreau măr, mami. Iar tu? Eu aș vrea un sandwich. Eu stai că trebuie să mă aleg niște hăinuțe. De școală, nu mâine, pentru că mâine este vacanță. Ba nu, mami, că a zis doamna că trebuie să mergem să ne dea restul foilor, testele, notele, na. Ce? Cine e asta, fetelor? Mami, asta e o colegă de la grădini. Când eram eu mică, a rămas la grădiniță, nu știu asta. Dar de ce e la noi în casă? Pentru că ai lăsat ușa deschisă, mami. Tu ai venit ultima. A, bine, haide. Stop. Asta e camera mea, fetelor. Ba nu, mami, asta e camera noastră. Ba nu. Ba da. Bine. Hehehe. Dar aveți o cameră special pentru voi cu 4 supraetajate. Ei, mami, acum ai deja pus la culcare, nu ne mai dai jos. Mamă, dar n-a stins și mami lumina. Uf, dar nu puteți să faceți și voi. Nu, că ne am făcut-o deja.
Of. Bine. Bip, bip. Of, Doamne, cine m-a fi pus să pun alarma asta? Mamă, cât e ceasul? E 6 dimineața. E 5:30, vai. Fetele, eu deja m-am îmbrăcat, haide. Mami, stai că trebuie să ne schimbăm și nu mă mai un pic. Of, Doamne, dar de obosită. Fetelor, eu m-am trezit cu 2 ore înaintea voastră. Mami, dar noi suntem copii. Da. Da, mami, noi suntem copii. Așa, așa sunt adult. Da, dar nu ești copil, mami. Trebuie să-mi fac și o baie. Dar ieși afară, că trebuie să-mi fac baie. Bine, să vă grăbiți. Bine, bine. Hai, soră, ieși din duș, că vreau și o să fac baie. Stai puțin, așteaptă aici din duș. Nu e. Fetelor. Da, mami! A, mami, ce v-a scut aparul ăla? Stai că m-am încuiat aici în toaletă. Dar nu fac nimic, fetelor. Hai că mă descurc. Mai, mami, ieși afară din baie, tu nu vezi, trebuie să avem și noi niște intimitate. Bine. Da, na, 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 na. Gata, hai că mă îmbrac. Să vezi ce surpriză le așteaptă de Halloween. Muha, ha, 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 ha. Mami, unde ești? Sunt la mine. Bine, mami, hai că trebuie să o aștept și pe sora mea. Soră, vină încoace, hai că trebuie să mergem. Mamă, Izabela a intrat una peste mine în baie. Lasă, hai să mergem mai repede până nu mai intră și altele. Haide. Mama, hai să ne grăbim. Bună, tati. Pa, tati. Mă, luați-vă ghiozdanele. O, Doamne, iar am uitat de ghiozdanul. Ghiozdanele, vai. Hai că uitați să-mi prind. Când ești la servici. Bine, mami. Haide. Hai, mami, că... Pa, cine e asta, o colegă de-a voastră, tot de la grădiniță? Nu știu, mami, hai să mergem. Și va merge pe jos, că până vii tu cu mașina aia trece ziua. Hai, surioară, că am întârziat la școală. Mănâncă și tu morola. Of, Doamne. Of, Doamne, sora, dar ai fost mai rapidă decât mine. Of. Haide, suntem la ora de... Unde-i clasa noastră? Engleză, ora de engleză. Ok, ok, ora de engleză. Doamne, ce mamă, dă la engleză. Doamne, trebuie să o așteptăm pe profa. A, cine e la ușă? Cine e la geam? Doamne, ferește! În fine, hai să ne punem aici, că sigur vine profa asta și ne dă un test de nu mai putem. Și cât trebuie să așteptăm? Ia uite-o că vine, o văd acolo. Bună ziua, elevi, am ajuns la școală mai târziu. Bună ziua, doamna profesoară. Aoleu, doamne, dar cine v-a pus să faceți așa de... Așa, în fine, nu contează. A, bună, domnul Burito, ai venit și tu la școală sau doamnă, că nu înțeleg, nu-mi dau seama. Nom, nom, nom. A, vine, astăzi am test, nu mai contează de domnul sau doamna Burito, test cu litere mari pe tablă. Of, doamne, am obosit, la cât am alergat pentru a veni la școală, luați-vă foile. Bine, și eu am obosit, doamna profesoară. Doamna Burito! Doamna profesoară, Buritoul ăsta mănâncă Dorito! Domnule Burito, te rog frumos, dacă mai vii la școală, nu mai veni cu punga de Dorito. Ia dă-o cu aceea, vină, dă-o. În fine, măcar a plecat de la ora mea, incredibil și copilul ăsta. Of. Te rog frumos, stau aici și dacă nu-ți dă până absență, uite, am catalogul în mână și dacă... Te rog frumos, să lași coș
ție, domnule. Ok, măcar l-a lăsat. Deci, dacă te mai văd cu el, sun la poliție, lasă-i să scrie pe elevi. Domnule Burito, lasă chipsurile! Gata! Doamne, e incredibil și Burito. Doamna profesoară, sunt gata. Uitați aici testul. Doamna profesoară, ce sunt gata. Poftiți testul. Și eu sunt gata. Aolea, dar ce ai pus? Doamne, ai pus aici numai... Doamne, ce ai pus? Ai pus mâncare pe foaie. Eu nu înțeleg nimic. De rog frumos. Deci dacă se mai întâmplă așa ceva să mănânci la oră, e bine... O să te cert și o să ieși afară până nu sun la poliție. Incredibil, ce omul ăsta. În fine. Burito? Profesoară, putem pleca acasă? Da, plecați până discut eu cu ciudatul ăsta. Pleacă afară, doamne! În fine. Hai să mergem. Să mergem acasă. Mergem acolo la piscina acasă, nu? Mă... Eu zic să mergem acasă pentru că am văzut că are tata în debara niște decorațiuni de Halloween sau avea... Mama, ne urmărește Burito-ul! Burito, lasă-ne în pace, te rog! A, vine Burito după noi! Fugi, te rog! Nu! Fugiți până... Oh, doamne, de ce începe urmări? Nu, trebuie să scăpăm de acest Burito! Am eu în jos niște dulciuri, vrei să mergem să le luăm? Sunt de Halloween. Iuhu, mergem, dar stai să ne lăsăm jos dănelele, că... Da. Da. Mă duc să le... Noi, de fapt, le las în camera de copii, în fine. Eu las că acum am putea să mergem la... Nu, hai să mergem jos! Că am o poftă de niște dulciuri! Da, și eu. Așteaptă-mă, te rog! Mamă, dar n-am mai văzut dușul ăsta până acum! Ce e asta? Ce? Ah! Am căzut! Mamă, hai să mergem, uite! Unde le-s dulciurile? Sunt curioasă! O decorațiune de Halloween? Ce? De când avem noi o găină în pantof? În fine. E o găină în pantof îndebarat. Nu vine să cred. Da. Ce? A dispărut găina? Ok. Hai că am luat dulciurile. Haide. Hai să mergem mai repede. Mă sperie găina aia, sincer. Acum, pe bune. Ups. Hai să deschidem pe aici. Nu mai putem să ieșim. Of, doamne. Haide să mâncăm dulciurile. Iuhuu, dulciuri. Iupi. Dar hai să mergem sus în cameră, că mie că vine mama și ne găsește. Da, ai dreptate. Dulciurile astea am promis mamei că n-o să ne atingem de ele, da. Cam greu. Hai să le mâncăm aici în baie. Nu aici, aici, că nu putem să încuiem ușa. Gata, haide. Da, mâncăm. Hai să ne așezăm jos și să le mâncăm. Bună idee, da. A venit tata acasă? Nu știu, hai să... S-a stins lumina! Stai, măcar am încuiat ușa la baie. Tata? Tu ești? Alo, mami, vino să ne suntem blocate în baie și e un clov nebun la ușă. Doamne, fetelor! Doamne, ce se întâmplă aici? Tati? Cred că mor. Și eu? Tati, poți să-mi explici?
Oh, fetelor, îmi pare rău și mie ce să fac. Am vrut să fac niște decorațiuni de Halloween. Și le-am făcut așa, să fie de speriat, na. Dar nu știu ce s-a întâmplat cu ele. Înviat! Tu nu te uiți la aia că e carne și or! Stai, ce? Ce, cum? Stai, nu vezi că mișcă! Aoleu, trebuie